Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot obține un job din cele peste 650 de posturi vacante anunțate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT. Aproape toate locurile sunt în municipiul Slatina. Oferta este variată, de la bucătar, ospătar, vânzător, muncitor în confecții sau construcții, până la inginer sau medic specialist. 656 de locuri de muncă, aproape toate disponibile la nivelul municipiului nostru, pot fi ocupate de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. AJFM OLT actualizează zilnic oferta pusă la dispoziție de angajatorii olteni, însă, ca un paradox, puțini sunt cei care arată dorință de a le ocupa. Prin intermediul unui comunicat de presă, Consiliul Național al Federației Sanitas din România informează că a stabilit programul acțiunilor de protest pentru perioada următoare. În perioada 15-30 septembrie, toate organizațiile membre ale Federației Sanitas vor înainta memorii instituțiilor administrației publice centrale și locale, dar și instituțiilor internaționale, în care vor arăta care sunt principalele probleme ce împiedică funcționarea normală a sistemului de sănătate și asistență socială din România, precum și tratamentul inegal, discriminatoriu, pe care l-au instituit actualii guvernanți în ceea ce privește salarizarea personalului din aceste domenii. Printre revendicările federației, amintim eliminarea plafonului de 30% pentru acordarea sporurilor specifice, acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă întregului personal din sănătate și acordarea tichetelor de masă pe tot parcursul anului 2018. Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale. O astfel de facilitate ar fi anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA. Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Obligațiile fiscale reprezentând TVA restante la 30 septembrie se sting până la 21 decembrie 2017, să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la 31 decembrie, să depună notificarea privind opțiunea de plată defalcată a TVA. Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA sunt amânarea la plata penalităților de întârziere, executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere amânate la plată. Autoritățile centrale au stabilit cuantumul subvențiilor pentru campania din acest an. Astfel, fermierii ar putea primi subvenția pe suprafață în valoare de 97 de euro pentru fiecare hectar lucrat. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a întocmit proiectul de hotărâre privind stabilirea pentru acest an a plății unice pe suprafață, a plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă. Astfel, în proiectul de lege s-a stabilit cuantumul schemei de plată unică pe suprafață pentru acest an să fie de 97 euro pe hectar. Plata redistributivă pentru primul interval 1-5 hectare inclusiv este de 5 euro pe hectar, iar cei care dețin între 5 și 30 de hectare vor primi 48 de euro pe hectar. Plata pentru înverzire ar putea fi 57 de euro pe hectar, iar plata pentru tinerii fermieri de 24 de euro pe hectar. Oltenii chemați de fiscul oltean la o ședință pentru clarificări pe tema plata defalcată a TVA, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, OLT, va organiza joi 21 septembrie o întâlnire cu contribuabilii olteni. Specialiștii olteni vor să le ofere clarificări referitoare la plata defalcată a TVA. Ședința va avea loc la sediul fiscului oltean din Slatina, de pe strada Arcului, în sala de ședințe, joi începând cu ora 10. Specialiștii olteni vor să abordeze și tema spațiul privat virtual, modalități de înregistrare, facilități înrolare în spațiul privat virtual. Pentru a participa la această întâlnire, contribuabilii din județ trebuie să se programeze pe site-ul ANAF accesând link-ul, selectând categoria asistență în domeniul fiscal sub categoria întâlniri cu contribuabilii.